Am revenit, dragii mei. Mergem și mai departe cu concurentele, o parte din concurenții concursului Floare Mândră de Peiza din Șieu, ediția 2015 cu numărul 25. După cum puteți observa, au venit din toate zonele, din toate țările. Da, țările mai mari, țările Răpușului avem aici. Mă numesc Zeca Știana. Tu ești din Groș. Groș, Groș și Băii. Groș și Băi. Noi ne știm de De la mult. dans la șură, Da. dănțăușii. Da. Concursul ăsta pentru mine a fost o experiență chiar foarte mare și plină de emoții. Ați fost amândouă pe un loc, deci. Da, deci nu mă așteptam să ajung așa sus, fiind la început de drum. De aia emoțiile au fost spre bine, încurajatoare. Și se pare că Tu cânti mai de mult? eu sunt elevă la liceu de artă. Am făcut 9 ani de zile vioară. Am mai făcut muzică populară și la școala populară de arte. Și acum am văzut că mai mult mă atrage muzica populară și cântecul de mult decât noile aparențe care au apărut. Și am decis să merg iarăși pe acest drum și am revenit la vechile cântece, la vechiul port, cu din lână, din păr și Ți l-am apreciat foarte mult în concurs, am m-am avut ce uitat și am căuta, apreciat. am căutat și prin sat zadii de mult, mâncătăți au fost mâncați de lână, Moli? de moli, cu găuri tăți, da, cu greu cine caută găsește. Așa, Și și ce ai cântat acolo? am cântat Doina Alăturea cu drumul și Struguraș mândru prumat, pe linia melodică de la lui domnul Dumitru Dobrican, din Roatele, care sunt specifice zonei noastre și care, pentru mine cel puțin, fac parte din copilăria mea și au rămas cele mai dragi mie. Este și o melodie care e frumoasă. Da, atâta am ajuns să dansez pe ea și, la urmă, să și cânt și nu este o emoție mai mare când știi că ceva legat din satul tău și poate să te reprezinte oriunde ai merge și ai cu ce să te mândrești. Așa-i. Păi haide să ne cânti și tu, Doina ta. Cu plăcere. Alăturia cu drumul mai, alăturia cu drumul mai, arăbadea cu plugul, arăbadea cu plugul. Cu boii de la Mândra, măi, cu boii de la Mândra, măi, nu mă sparge țarina. Sparge țarina. Boii mei când aud doina, boii mei când aud doina, arăța și moina, arăța și moina. Boii mei când le doinesc, arăța
Să prăpădesc mări. Domn profesor. Da, păi, au luat premiul 2, sunt apropiate. Diferența Câteva sutim, diferență. da, e diferența Interpretare. de stil, deja se vede trecerea dincolo de munte. Da. Ea e zona de la Baia Mare, mai sus un pic spre. Da. Zona de pe Fisculaș. Da. Interferență între Lăpuș și Chiuar. Exact, da. Nu pot decât să-i doresc succes, ce să comentez, ce să-i spun. Are voce frumoasă, poate să facă și vocele și ele sunt frumoase. Nu trebuie să se hâzească, dar să rămână, să continue să-și studieze, să-și facă vocele și să ajungă mari. Eu abia aștept să le văd pe scenă. Uitându-vă, dragii mei, la fiecare în parte, în afară de tine care îți lipsește zadia de lână roșu și negru specifică, fiecare a venit cu zona specific Da. satului lui. Cât de important este? Vă întreb pe dumneavoastră, vedeți, uitați câte valori au ajuns să fie date la o parte în favoarea costumului care nu ne este favorabil deloc și o spun și mi-asum ceea ce spun. Pentru că și zona de Codru, și zona de Fisculaș, mulți interpreți din dincolo de deal sau din Borșa, efectiv și pe mine te-am văzut îmbrăcată în Maramureș cu plastic, nu vă avantajează niciodată. Degeaba ți-ai cămeșă cu bezeri de plastic și ți-ai cojocul de Borșa. Pentru că nu mai e același lucru. Uite-te la cămașa ta și vei înțelege pe urmă foarte multe. Dacă vezi, culorile sunt complementare. Da, Uite-te sunt cum se. complementare și foarte frumos Na. a fost gândit. Na, uite. Cămașa maramureșană Na. autentică, de asta mi-am mai luat și eu una autentică, mulți o să zică că e băbească, dar nu mă deranjează. Este cămașa care merită să intre în patrimoniu național, ca și valoare. Nu orice. Dacă v-ați uita mai atent ce cusături au pe ele, a zice jos pălăria astăzi, multe persoane renunță în a-și mai dedica timp pentru așa ceva. Unicitatea costumului, domn profesor, pe mine tot timpul m-a, nu știu, m-a impresionat profund. Păi, îmi aduc aminte când eram pe aici, în copilărie. Noi ne cunoșteam după port Da, fiecare din ce sat îi. din ce sat e. Da. Am Mergem uitat. mai departe. Asta ziceam, ăsta-i gușat. Spuneam. Așa se Da, spunea, avea. da. Știam care din Bogdan Vodă, din Cuhe, că atunci așa era, știam cine sunt șaioanii. Fiecare era, portul avea caracteristica lui a fiecare sat. După asta se cunoșteau oamenii. Și e foarte important ceea ce spui. Noi putem face un turism cultural în Maramureș, că nu se plictisește. Nu. Pleacă dintr-un sat în altul și vede altceva. Și vedea altceva. Da. Dar uite că, nu, vezi, domnule, ne-am domnit acum. Dar totuși am observat de când stau pe aici mai mult că duminica deja încep oamenii să Încep. revină. Unii care sunt mai avuți își cumpără costumul pe care îl recomanzi tu și care ăla e adevărat, alții mai au și din astea mai, știi, din cărpăraie, din astea. Dar să știți că am văzut pe mulți că își cumpără foișoare, cum le zic unii, din cauza faptului că le consideră la modă, pe urmă le consideră ușoare, căci că, Da. dar te înfoacă, asta e sigur. Bineînțeles, da. Mergem la premiul 3. Revenim și la tine, dar le luăm în ordinea premiilor. Ce să zic, concursul pentru mine a fost foarte interesant, a însemnat mult. Am învățat cât de mult înseamnă portul, cât de important este. Același lucru l-am văzut și la tine, cu zadiile tale. De unde ți-ai cumpărat zadiile? Nu le-am cumpărat, sunt a bunicii mele. Cu astea s-a măritat ea pe vremea aceea. Pe vremea aceea. Sunt vechi, dar nu le-a folosit. Că nu a vrut să le strice, a vrut să le țină, Da, așa să de le mică dea era mai bunica departe. ta. Da, nicât mine. Dar totuși nu sunt. Tot o variantă, nu știu dacă se Răsucire? vede, Răsucire, da. sunt de lână.
Da. De aici au pornit ideile, dar și astea aveau o anumită ținută. Și zic că e bine să ținem cont de ele. Și s-a improvizat frumos, zic eu, da. De la Zadia roșu cu negru, pe care o știm toți. Ce ai cântat în concurs? În concurs am cântat Balada lui Tomoiagă și melodia Ruptă băi juguntrii. Horea. Îmi place, da, melodie se folosește de obicei la muzică ușoară, așa. Dacă nu mă înșel. Horea din repertoriul doamnei Angelina Timișlungu. Așa. Ce aș vrea să te mai întreb era de unde ești? Eu sunt din Sighet. Bunicii mei sunt din Boșcuiel, de-aia am zis că zadile sunt a bunicii. Am înțeles. Bun. Să te auzim. Le-am rugat să-și aducă diplomele fiecare pentru a vă confirma că cel care cântă este și cel premiat. Hei, doi, doi, doi și iară doi eu mai. Doi, 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 în jos sub pietrosului mai, pe valia Vișăului mai. Hei, trag-nă frunza, trag-nă de munță, mi să leagă-nă măi. Hei, dă-ne ceva-ți legănatul mai. Doi, 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 până într-un război blăstămatul mai. Multă țară c-o prădatul mai. Hei, și-o rămas sânguri pruncuți, fără tătuți, fără legănuți măi. Hei, și cum să nu trag natul, când Tomoioagă-i pușcatul. Și e de foc înconjuratul măi. Hei, până-ntr-o că românii strângeam mai. Doi, 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 doi. Și pe dușmanii demnica măi. Cu băletagul și pușca măi. Hei, și așa că le grăia de țara să-mi ninuna măi. Moroșeni, mă ascultați, dușmanilor nu vă dați, cât asi român, român, pe pământul lui stăpân. Hei, doi, doi, doi și iară doi mai. Doi, 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 doi. În jos sub pietrosului mai, pe valia Vișăului mai. Ne judecăm pe adevăratele sau da. Mai lăsăm și de la noi? Nu lăsăm. Aș ruga concurentele să spună dacă au observat ceva la vocea ei. Aveți microfonul? Da, fiți ca acum noi. Ea este, uite, ce prezență scenică frumoasă, e o fetiță frumoasă, deci da, că e o păpușă. Da. Nu. Ea e născută pentru a fi artistă. Dar mai are puțin, nu uite numai așa, când negru sub unghie, știi, când muncim până în grădină. Ce ai greșit tu aici, de exemplu? Hai, zic că tu ai cântat acum, acum. Cam ce crezi tu că n-ar fi fost 100% bine? Nu că n-a fost bine, dar na.
notele joase, care sunt puțin mai grele pentru mine, mai ales că sunt în schimbare de voce și... Da, tu știi, de exemplu, în care tonalitate te-a învățat cineva? Da. Îți cade cel mai bine cântecul? Da. Știi, da? Da. Da, mai știi unde n-a fost bine? Da, la vocet. Nu, uite, spun eu. Dacă îți reiau înregistrarea și o ascult, că eu te am și pe acolo. Da. Hai să vezi că nu ai ținut, ai schimbat tonalitatea, n-ai ținut tonul. Ai trecut la un moment dat, ai fost mai înalt, nu mai jos. Deci n-ai mers, la început ai cântat bine, când, să zic așa, nu știu cât din cântec, după aia ai început să schimbi, să înalt, să cânti mai subțire un pic, ca să pe înțelesul tău. Deci n-ai ținut tonalitate de la cap la cap. Știu că e foarte greu, că tu n-ai tehnică vocală. La baladă. N-ai tehnică vocală, că ca să ții tonalitate trebuie să te sprijin pe stomac, pe diafragmă, știi? Dar tu vocea ai, nu contest, absolut. Parcă era un pic nazală. Ai culoare frumoasă, da. Are culoare. Ai voce strălucitoare, așa, e plăcută. Trebuie să ai grijă la cum îi spune, la înălțimile sunetelor care le ai. Acolo e foarte important. Pentru toate spun că și la voi s-a întâmplat, nu numai la ea, pe aici, pe acolo. Uite, ea a fost atentă. Și tu ai fost atentă. Și la ea a fost puțin tel. Numai un pic, așa, știți cât? Nici nu atingi, nu știu cum să vă explic. Sunt come. Da. Sunt come. Dar cel care are auz și care a făcut o viață întreagă și a trăit printre muzicanți, printre muzicieni și printre... Știe. Degeaba ziceți voi că nu, că nu. Dar eu nu sunt omul care să imediat să spun că aoleu pentru... Nu mă interesează dacă aveți de unde să creșteți în continuare, că orice concurs v-am spus și vă îndemn, mergeți la concursuri, mergeți, nu contează, mai ales cine are mașină și duc părinții, mergeți, tată, dacă sunt 20 la 20, mergeți. Și îți vedea că veți avea succes și veți face carieră, altfel nu. Bravo, mergi mai departe, e bine, ai grijă numai de ce spun eu, de intonație, că așa se numește. O să mulțumesc pentru sfat. Că nu vreau rău, eu chiar te simpatizez, ca să zic așa. Așa am avut grijă, așa, și am trăit în emoții, zic, bă, să nu cânte cumva prost, să... Știi, că, na. Ce faci acum? Acum... Ce studii urmezi? La asta mă refer. Da. Sunt la liceu, sunt clasa 11-a la Colegiul Național Dragoș Vodă din Sighet, la matematică informatică. Iau ore de canto din Baia Mare, de la doamna Săcăleanu, pe care o salut și mulțumesc pentru tot efortul depus. Și eu am început de mică, am fost la ansamblu la Mugurelu 9 ani de zile. Acum sunt la Casa Iurca de Călinești și îmi continuă viața. Da, frumos! Ce să zic, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim imediat.